bună seara! Bun găsit la informațiile despre vreme. Începem cu Europa. În Marea Britanie, Irlanda, Norvegia și Franța sunt șanse considerabile de ploaie. În nordul continentului vremea va fi răcoroasă și vor fi înregistrate 16 până la 20 de grade. În restul continentului va predomina vremea frumoasă. Doar în Spania, Italia și România temperaturile rămân caniculare, iar mercurul termometrelor va urca până la 37 de grade Celsius. În țară se anunță o noapte liniștită cu cer senin. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări pe litoral. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 10 și 21 de grade. Mâine, valorile termice vor crește în vest, nord și centru, astfel încât vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a țării. Va fi caniculă și stres termic în sudul țării. Județele Mehedinți, Dolj, Olt, Târgoviște, Giurgiu și Ilfov sunt sub atenționare de cod portocaliu. Temperaturile maxime se vor încadra între 28 și 36-37 de grade la umbră. Iată București, Drobeta și Craiova. În capitală, canicula nu ne dă pace nici în weekend. Mâine și duminică vor fi 37 de grade. Așadar, aer greu de suportat la orele amiezii. De luni, temperaturile coboară ușor la 34 de grade. La mare, vremea ține cu turiștii weekendul acesta. Va fi frumos, cald, dar temperaturi suportabile. Apa mării ajunge la 27 de grade. Turiștii plecați în vacanță pe malurile Mediteranei au parte tot de vreme călduroasă. În Grecia vor fi 31-32 de grade în Thassos și Zachintos, 28 de grade în Creta și Mykonos. În Spania se va simți mai cald și asta din cauza stresului termic. Maximele urcă la 30-31 de grade. Și în sudul Italiei este foarte cald, iată Sicilia 34 de grade. În zona de nord este mai bine, 27 de grade vor fi în Via Reggio. Ne întoarcem la noi în țară. Bănățenii au parte tot de caniculă în weekend și la fel va fi și luni. Iată 37 de grade. În est, la Iași vor fi 32 de grade mâine și 34 duminică. De luni, în schimb, se încălzește mai tare și aici. Clujenii au scăpat de alertele de caniculă weekendul acesta. Mâine se vor înregistra 32 de grade. Duminică și luni, termometrul va urca la 34 de grade. Peste Prut, în Republica Moldova, soarele arde cu putere și se vor înregistra 29-31 de grade. Acestea au fost informațiile despre vreme. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară cât mai frumoasă. Pe mâine!